Hei, salutare și bine ați revenit la noi. Sau bine ați venit, dacă sunteți pentru prima dată. Azi Lucian a fost cu Rebe prin Oșana, a avut ceva treabă și a făcut câteva cumpărături. Știți că la noi Oșana nu este chiar la îndemână, este destul de aproape, dar nu obișnuim să facem cumpărăturile de acolo. Bun, i-am zis să ia o fica de pui, pentru că la Lidl nu am mai găsit și vreau să fac, mie îmi place și ficatul așa la ceaun, dar vreau să fac și pateu de pui. A găsit la 1 kg congelat, din păcate nu mai are prețul, nu mai are bonul, ca să pot să vă zic prețurile. Să văd dacă își aduce la minte de scris pe le afișez, le editez apoi, dacă nu, asta e, nu știu cât este, oricum cred că în jur de 10 lei știu că e ficatul, kilogramul. A luat dovlecel, că vreau să fac niște chiftele cu dovlecel și dovlecel la tigaie cu celelalte legume. Este 6 lei kilogramul și a dat 2,35 lei pe un dovlecel. Aici a luat un castravete Fabio, este 8 lei kilogramul și a dat 2,40 lei pe el. La Lidl este 2,25-2,29 lei, cam așa. Deci tot pe acolo. Pâine, a luat o pâine cu maia și făină neagră. 400 de grame, a fost 3,20 lei, este 8 lei kilogramul. Mamă, câte are și asta în ea. Are multe euri. Este incredibil cât ce bagă ăștia în pâine. Deci trebuie să-mi iau neapărat ori să găsesc o rețetă bună de pâine, care să-mi iasă din prima, bine, din prima, adică să îmi iasă și apoi să o învăț eu bine. Ori trebuie să ne luăm aparat de făcut pâine. Și avem pâine cu maia și măsline. Este 10 lei kilogramul și a costat 6,60 lei. Asta e a doua pâine. Aici s-a terminat în seara aceasta uleiul de măsline. Și a luat acest ulei de măsline de 750 de grame. Extra virgin. A fost în jur de, cred că 18 lei. Din câte mi-a zis. Nu știu. Importator Auchan România, este în Italia, fabricat în Italia. Bun. A luat două pachete de astea de brânză dură pentru paste. Noi o folosim la paste pasta. Are 40 de grame, este 3 lei și 15 bani, dacă țin eu bine minte, că mi-a făcut, am vorbit în videocall pe WhatsApp și am văzut-o și era 3 lei și 15 bani. O ținem în frigider. Conține mai multe tipuri de brânză dură, special pentru paste. Asta este folie de protecție pentru aragaz. Deși în seara asta o să comandă un aragaz, eu am luat, mai aveam, dar nu e problemă că este folie de aluminiu. Îmi place asta că este mai groasă și este 60x60. Nu știu dacă o să pun, nu știu ce fel de aragaz comandă. Lasă pe el să decidă. Și adică dacă merge și la celălalt să pun. Mie mi este mult mai util să pun folia asta de protecție, că nu se uzează de mult materialul și nu mai stau să curăț atât de mult. Pentru bebe Iris a luat 3 pachete de șervețele de astea Huggies pur, și că 99% apă, sunt 4,55 lei. Aici niște alune de la Best, de 300 de grame, am zis eu să ia, sunt alune arahide coapte în coajă, mi-e plac astea, sunt chiar bune, deci astea sunt chiar bune, s-au scumpit și astea, am zis că erau vreo 7 lei și ceva, acum sunt 8 lei și ceva, să văd că de la 2 pași le-am la 8 lei, chiar să mă duc să văd de la 2 pași să văd cât sunt, n-am mai ajuns. I-am zis să ia măsline Kalamata, dar a luat Mamut, nici nu contează. Este 21 de lei 80 kg și a dat 5,93 lei pe ele. Pentru că joi este ziua mea și vreau să-mi fac un platou din ăsta cu brânzeturi, cu legume și legume fructe. Și atunci vreau și măsline. Am luat și măsline verzi cu ardei roșu, 27,70 kg, destul de scump. 6,32 lei, o să le verifică în seara asta. Îmi plouă în gură deja. Și pentru că m-am ținut foarte mult, aproape un an am, de când am mai mâncat brânză din asta cu mucegai, i-am zis să-mi ia. Are 100 de grame. Asta a fost 9 lei și ceva, știut, așa că am văzut
când m-a sunat. Și ce vreau să zic, era la reducere, 9 lei și ceva. Aveau ei într-un timp de la marca Auchan una picantă, dar n-am mai găsit-o nici eu când mă rugeam în Auchan. Și o să mai iau, o să mă duc mâine la Lidl și o să mai iau niște brânză de asta tare, tot așa, pentru platou. Roșii din Turcia, 500 de grame. Nu știu să vă zic cât costă astea. Dar o să văd dacă mai găsesc mâine la Lidl, o să iau și de la Lidl mâine, nu mai deschid că fost niște tare. Ardei, capia. Noi mâncăm acum legume. Bine, noi mâncăm, dar pentru că Rebecca nu mai are voie foarte multe chestii. Bine, o săptămână mâine se întrerupe regimul, ca o să postez cumva și ce a mâncat ea. Am evitat să mâncăm tot felul de chestii și am mâncat așa mai light, să zic. 6 lei 59 kg și a dat 3,78 lei pe 4 ardei capia. A luat mere, pentru că Rebecca nu mănâncă dulciuri. A redescoperit merele și mănâncă 2-3 mere pe zi. 4,49 lei kg și a dat 5,53 lei pe ele. Au fost mai multe, dar deja Rebecca a mâncat unul, cred că și Lucian a mâncat unul. Nu știu exact. Urmează și ziua Rebeccăi. Și atunci a luat bomboane să servească copiii. A luat mixul ăsta de la Mars. Are toate bomboanele produse de ei. Are 196 de grame. Nu știu exact câte bomboane sunt. Ei sunt vreo 24 în clasă. Dar eu zic că are 24. Și și-a mai luat-o și pe asta. Ei place ciocotoful ăsta. Ciocotof intens. Asta înseamnă că este cu ciocolată neagră. Cam așa. Ăsta nu știu cât este. Am revenit. Ne-am întrebat pe Lucian. Astea a fost 7,99 și astea 12 lei. Și am și desfăcut-o între timp. Că eram curioasă să văd câte sunt. Și sunt 21. O să o desfac să vedeți. 21 de bucăți, 12 lei. Așa arată. Și asta cred că e, Rebecca a zis că sunt 21, chiar nu mai știam câți copii sunt pentru că au plecat, au venit. Erau într-un timp 24, s-ar putea să-i ajungă asta. Oricum o să-și mai pune și ciocotof printre astea, cine vrea mănâncă din astea sau... Da. Cam asta este clip, să vă abonați, dați și ne vedem la următoarele. Pa!